Să rămânem la al Scripturilor cuvânt, cum s-a încheiat cântarea, citind din Luca 10, versetul 5. În orice casă veți intra, să ziceți întâi, pace să fie peste casa aceasta. Că astăzi ne-ați invitat în casa voastră și ce frumos că v-ați început viața de familie în casa Domnului. Și dacă e vorba de casa Domnului și de pace, mai citesc și cele scrise în Psalmul 122, pace să fie între zidurile tale și liniștea în casele tale domnești. Din pricina fraților și prietenilor mei, doresc pacea în sânul tău. Să dea bunul Dumnezeu, cel care e Domnul păcii, îndurare de plină astăzi tuturor familiilor. Și noi să-L binecuvântăm și să-I fim recunoscători. Amin. S-a citit din Efeseni, capitolul 5, și vreau să intitulez gândurile care le am cu cuvintele Familia în Biserica Domnului Iisus Hristos. Aici se vorbește despre familie, dar în mod frecvent, de altfel întreaga această epistolă către Efeseni, este o epistolă referitoare la biserică și la Domnul Iisus Hristos, se vorbește despre, puteți număra dacă vreți de câte ori, scrie despre Hristos și despre biserică. Chiar versetul 32 spune, taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Dar noi vorbim azi despre familie, dar despre familia în biserica lui Hristos. Că familia în Israel putea să fie și altfel. Știți că se accepta în anumite condiții poligamia. Familia în societatea noastră seculară este, cum nici nu ne face plăcere să amintim. Dar în Biserica lui Hristos, familia are principiile prezentate aici. Vreți să faceți parte din Biserica lui Hristos pentru eternitate? Atunci vă rog, încadrați-vă în caracteristicile familiei din Biserica lui Hristos. Pavel începe textul cu nevestele, eu încep ca la creație cu bărbații. Asta ca să nu spunem altora, întâi să facem noi, mi se pare un principiu bun. Scrie de la versetul 25, bărbaților, și frate Alexandru Ioan, de astăzi intri în rândurile noastre. Că se vede, ăsta ți-a fost darul, nu să fii nefamilist, ci familist. Două mențiuni am pentru cei care se consideră bărbați, pentru cei căsătoriți. Bărbaților, iubiți-vă nevestele și te rog, reține, fratele meu, nu voi vorbi despre iubire, ci despre sinonimul ei cel mai fundamental, sacrificiu. A iubi după modelul hristic înseamnă ceea ce citesc aici. Iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica sa și s-a dat pe sine pentru ea. Ne amintim astăzi cu bucurie și o facem în mod deosebit la cina Domnului, cei ce suntem membri în biserică. Hristos ne-a iubit la cruce prin sacrificiu. Da. Și spune Scriptura, vă citesc din 1 Ioan, capitolul 3, referitor la afirmația ce am făcut-o, că sinonimul fundamental al dragostei este sacrificiu, scrie aici de la versetul 16, 1 Ioan 3, noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Așa cunoaștem dragostea. Va ști soția ta din plin. Numai eu vorbesc cu ei, dar, cum zice în proverbe, dă înțeleptului se face și mai înțelept, care vrea poți să ia ideile, meseria se fură, nu se învață. Pentru ceilalți, va înțelege soția ta că o iubești prin sacrificiile ce le vei face. De-aia spune în continuare aici că dacă spunem că iubim, dar nu punem nici măcar mâna, nici vorba de iubire, asta e doar așa, poveste. Iubirea, sub forma sacrificiului, are două dimensiuni, una spirituală și alta materială.
Cea spirituală este primordială pentru că privește veșnicia. Și scrie aici, Efeseni 5, de ce s-a sacrificat Domnul pentru noi? Doar așa ca să facă pe erou? Nu, ci cu un scop măreț. Ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin boteză cu apă prin cuvânt, și iată scopul, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică, această nevastă, slăvită, fără pată, fără zbărcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Slavă Domnului! Dumnezeu să-ți ajute, frate Alex. Eu din ce am auzit astăzi pe aici, nu-ți mai rămâne mult de sfințit, că e cât se poate de sfântă. Se zice că dacă vezi că mai e ceva, continuă procesul. Sacrifică-te pentru mântuirea nevestei tale. Niciun bărbat să n-aibă curaj să spună eu iubesc nevasta, și apoi dacă l-aș întreba, ești sigur de mântuirea ei? Că nu-i prea pocăit, atunci las-te cu iubirea că n-ai performanțe. Hristos ne-a iubit până într-acolo încât din păcătoși face din noi mântuiți. Ăsta e gestul cel mai nobil al iubirii. Să poți în dragoste să te lupți pentru a câștiga veșnicia partenerului de viață. Ce alt cadou mai frumos ai putea să-i faci decât un fruct din pomul vieții? Poftim, dragă, gustă și nu mai bătrânești în veci. Poftim, gustă și durerile și gemetele vor fugi și vei fi fericită pentru eternitate. Bărbaților, ce facem ca să ne mântuim nevestele? Le ducem doar la botez, nu? Le-s botezate, că noi nu l-am nebotezat. Scrie că a sfințit-o cu botezul cu apă prin cuvânt. Spunea Domnul rugăciunea sa, Ioana 17, sfințește-i prin cuvântul tău, cuvântul tău este adevărul. Bărbaților, fără Biblie nu vă dau mari șanse să vă mântuiți nevestele. Folosiți Scriptura. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. S-a dus cineva într-o familie care era într-o stare de conflict și a încercat să le explice așa, cu vorbe bune, cu sfaturi înțelepte din popor. Și la un moment dat simte predicatorul îndemnul, ia Biblia și îi spune nevestei, că și discuta atunci cu ea, ea vroia să divorțeze, uită-te, soră, ce scrie aici. Se uită la bărbat și spune, băi, așa scrie în Biblie. Căci cuvântul lui Dumnezeu e plin de putere, atinge simțirile și gândurile inimii. Dumnezeu să-ți dea harul, frate Mire, să ai tot timpul o Biblie pe aproape și învățăturile acestea să nu se departeze de gura ta și de ochii tăi, căci atunci când zice Domnul către Iosua, vei sputi toate planurile tale și planul numărul unu să-ți fie să-ți duci nevasta în rai, să nu o pierzi pe drum, să nu o abandonezi. Fă sacrificiul ca al Domnului Hristos și luptă-te să-ți mântuiești nevasta. Da, până în rai e ceva drum, cine știe cât. Și iată un alt gest, un alt sacrificiu, tot al dragostei. Scrie aici în versetul 29, hai și 28 să înțelegem exact ideea, tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestelor ca pe trupurile lor. Trupul ăsta are nevoie de hrană, îmbrăcăminte. Cine își iubește nevasta, se iubește pe sine însuși, că nimeni nu și-a luat pe trupul lui, ci îl hrănește. Și acum atenție, îl îngrijește cu drag ca și Hristos. Dreptul-i, frați și surori, că Domnul nu numai că ne-a promis mântuire, ne-a promis și pâinea aceea toate zilele, așa-i? Ne dă Domnul două pâini, pâinea vieții și pâinea asta, care astăzi o să fie cozonac, nu? Așa. Bărbatul i-a dat Dumnezeu putere fizică 150% peste capacitatea fizică a femeii. Capacitate rațională, de concentrare. Am înțeles că ești un bărbat hăruit de Dumnezeu cu înțelepciune. Să-ți dea Dumnezeu chipzuința, să poți oferi nevestii tale condiții bune. Iubirea pentru nevastă se reflectă și în condițiile materiale care le oferim. Să vă dau un exemplu.
de dragoste în familie, vi-l amintesc pe Iacov. Întâi, referitor la primul punct, Geneza 35, grija pentru mântuirea casei, versetul 1. Dumnezeu a zis bărbatului: scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Iacov, responsabil de casa lui, a zis casei lui și tuturor celor din casă care erau cu el: scoateți Dumnezeii străini care sunt în mijlocul vostru, curățiți-vă și schimbați-vă hainele. Vă ascultă nevestele când le chemați la adunare, când le spuneți să se îmbrace cuvincios, cum scrie aici, să se curățească, să vă dea Domnul bărbaților autoritate spirituală. Dar Iacov n-a poruncit doar nevestei să meargă la Betel și să se închine. A muncit mult pentru casa lui și îmi place mult ce scrie aici în capitolul 29, versetul 20. A avut un socru mai jidan decât toți socrii noștri. N-a vrut să-i dea fata până a muncit 7 ani la turma lui, rob, fără un leu soldă. Și l-a păcălit cu încă o săptămână de ani. Dar culmea, scrie aici, versetul 20. Și anii aceștia i s-au părut lui Iacov ca vreo câteva zile, pentru că o iubea. Va să zică dragostea asta, nici nu s-o obosește. Așa că dacă vreun bărbat spune nevestei lui: da, m-am săturat să tot lucrez, iar avea drept să spună, va să zică: nu mai mă iubești. Da. Și știi cum muncea Iacov? Înțeles că tu ai servici mai ușor decât Iacov, ascultă-mă ce-ți spun. Capitolul 31, versetul 40. Ziua mă topeam de căldură, poate tu lucri cu condition. Iar noaptea mă prăpădeam de frig și fugea somnul de pe ochi. Ăsta da sacrificiu, că i-a fost dragă. Și să nu spună cineva: auzi, dacă mi-ar mai fi și mie drag, așa aș munci și eu. Că dragostea trebuie tu să ți-o comanzi, nu să-ți comande ea. Adică Dumnezeu ne poruncește să iubim, ceea ce înseamnă că noi putem să activăm aceste stări în noi. Deci sacrifică-te pentru soția ta spiritual și material, numai cât Domnul Iisus Hristos ți ajunge. Un al doilea sfat, și l-am identificat tot cu litera S, așa ca să-ți fie mai ușor de ținut minte, scrie aici în Efeseni 5, versetul 31. Și asta cade, oarecum așa sună textul, în sarcina ta și a bărbaților. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevasta și cei doi vor fi un singur trup. Ce înseamnă asta? O unitate organică. Să fie alături de soția ta. De ce cred eu că asta cade în primul rând responsabilitatea bărbatului? Femeile sunt mai sinusoidale în gândirea și în sentimentele lor. Bărbatul este hăruit de Dumnezeu să fie mult mai cerebral și se cere să fie foarte atașat de soția lui. Admit ca vreo femeie să-și dorească, așa știu eu, cu ce dureri de sarcină, de naștere, să stea singur într-o cameră, așa să se liniștească. Uneori se spun psihologic, e bine uneori pe femeie să o lași așa să se aerisească, să nu... Dar pentru un bărbat nu e admis să se distanțeze de soția lui, să piardă din angajamentele care le-a avut inițial, sau, cum scrie aici, să fie mai atașat de familia lui. Va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și toți prietenii ăștia buni ce i-a avut. Distanță regulamentară, frașterilor. Dar lipești de soția ta până într-acolo încât contopirea să fie totală și să nu se mai știe unde ai fost tu și unde a fost ea. Un singur trup, și asta, repet, cade potrivit textului în responsabilitatea bărbatului. Asta înseamnă o unitate
cum trebuie să spunem că nu au multe familii în vremea aceasta. Găsesc motive. Să vă dau un exemplu din Biblie. Îmi pare copreșitor, cartea profetului Osea, capitolul 3. Și din nou se adresează aici, repet, bărbatului. Domnul mi-a zis, m-a sunat cândva un bărbat și spune, frate, pe mine nevasta m-a înșelat, nu mai pot. Mi-o dă pe ea la telefon, plângea beata de ea. Mi-a luat diavolul mințile, m-a înșelat cineva. Și i-am spus, omule, tu ai predicat vreodată de iertarea Domnului Hristos? Am predicat, acum trăiești. Da, frate, dar e greu. Ascultați ce a spus Dumnezeu unui proroc. Du-te iarăși și iubește, auzi? Ce înseamnă iubire? O femeie iubită de un ibofnic și prea curvă, iubește cum iubește Domn pe copilul Israel care se îndreaptă spre alți Dumnezeu și care iubesc turtele stafide. Mi-am cumpărat-o cu 15 sicle de argint, un omer de or și un netec de or și am zis, rămâi numai a mea. A făcut-o, că i-a zis Domnul. Dar ce te rog să reții de aici? Expresia, iubește-o cum iubește Domnul. Și nu fac acum studiu biblic cu voi, că voi știți Biblia. Dacă nu i-a făcut nevasta lui Dumnezeu, pe nevasta lui Dumnezeu, ochii mai Israel, vai ce necazuri au făcut. S-a dus, a fost vremea, zice în Ezechiel, când cu unul, când cu altul. Și-a zis Dumnezeu, s-a angajat de la căsătorie, din pustie. Atunci era fată bună, zice în Ieremia 2, mă urma într-un pământ sec, uscat și fără locuitori. Culmea. Până ori fost săraș, o sta pe chirie, o fost una, de când a ajuns la avere, ea merge la plimbare. Și zice Dumnezeu, scrie în Levitic 26, să știi, și când tu o să te compori să rup legământul, eu mi-aduc aminte de legământ. Și zice prin Ieremia, dacă n-a mai răsărit soarele, nu-i mai fi o bărbatul tău. Atât de statornic a fost Dumnezeu. Iubești, iubiți-vă nevestele, cum a iubit Hristos biserica. Cât i-a făcut și biserica de 2000 de ani. Dacă nu ne iubea, să ajute Dumnezeu pe toți bărbații la sacrificiul iubirii și la lupta în a deveni un singur trup cu soțiile lor. Și spuneți-mi, vă rog, dacă un singur trup mai poți să-l tai în două și să rămână două bucăți în viață. Se poate? Măi, dacă îl tai în două, niciuna nu mai rămâne în viață. Așa să știți despre familie. Ori întreagă, ori moare. Și asta, în primul rând, e sarcina bărbatului. Punct. Trecem la soții. Că dacă totul e cu S, și soțul e cu S, și soția e cu S, și sacrificiu și un singur trup. Spune Scriptura aici în Efeseni, capitolul 5, citesc de la versetul 22, nevestilor, fiți supuse. Dar eu nu încep cu supuse, încep cu altceva, versetul 26. Ca s-o sfințească, surorilor, fiți întâi nu supuse, întâi sfinte. Să vedeți după aceea ce ușor e să fiți supuse. Să luăm lucrurile în ordinea lor, logică, naturală. Fiți sfinte. Ce înseamnă asta? De altfel, mireasa ar trebui să fie deja sfântă. Și toate fetele din adunare ar trebui să fie așa, pentru că scrie în 1 Corinteni 7, cu 34, cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă. Și cu trupul, fetelor, fiți sfinte și cu trupul. Nu au voie băieții să vă sărute. Sărutul e dezvirginarea minții. Țineți minte. Și cu Duhul. Atenție că voi femeile aveți o imaginație foarte bogată. Nu fiți prea romantice. Păstrați-vă mintea curată, sfânt. Și Petru spunea în aceeași idee, tot îmbinând supunerea cu sfințirea, că o bine când se întâlnesc la noi acasă, în persoană nevestelor noastre. 1 Petru, capitolul 3,
versetul 3. Podoba voastră să nu fie podoba de afară. Și har Domnului că mireasa asta are valorile pe dinăuntru. Împletitura părului, vorba cuiva a zis, așa mi s-a cosmetizat nevasta la nuntă de era să nu o cunosc. Purtarea de scule de aur, știți, care n-au pe dinăuntru, pun pe din afară, că altfel trebuie să dea și ei impresie. Îmbrăcarea hainelor, ci să fie omul ascuns a inimii, în curăția neperitoare a unui duc blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Și ascultați cum se numesc înaintea lui Dumnezeu și după Biblie femeile astea cu valori interioare, cu caracter, cu blândețe. Astfel se împodobeau odinioară și acum sfintele femei. O, ce ne-am dorit noi ca păstori și ca bărbați, femei sfinte, care îndrăjduiau în Dumnezeu și observați relația între sfințire și supunere. Și erau supuse? Să știți, bărbaților, că dacă nu aveți neveste supuse, nu-ți sfinte. Și trebuie din nou să vă întoarceți la sacrificiu, să le sfințiți. Și apoi problema cu supunerea e foarte simplă. Femei sfinte, ce valori de interior, blândețe. Să vă dau exemplu unei femei pe care eu o consider sfântă. Cartea a doua împăraților, capitolul 4. Scrie aici despre o femeie bogată, și Sara a fost bogată, care voia să fie gazda prorocului Elisei. Exact cum scrie în 1 Timotei 5, că o femeie pe când ajunge la pensie trebuie să aibă scris în cartea ei de muncă și asta, să fi fost primitoare de oaspeți. Că noi bărbații ne place să ne invităm oaspeți, dar mai mult cade pe scumpele noastre soții, nu? Dar n-a avut suficient spațiu și a zis soțului, facem o cameră la mansardă cu mobilierul necesar și primim acolo, au zis pe cine? Că omul acesta este un om sfânt și sfinții sunt prieteni între ei. Au zis David, eu în țară, ăștia-s plăcerea mea, oamenii evlavioși, sfinți. Mai numai o femeie sfântă dorea să aibă în vizită un sfânt, nu? Uneori mai întâlnim și altfel de gazde, așa, Doamne, mai firești. Și eu, de regulă, după ce mă servesc masa, mă fac câte un bine și le spun cum să se pocăiască. Îs dator și știu că nu pot plăti meniul, dar mă revanșez cu un sfat bun. Uneori li se pare că ele m-au servit cu ceva dulce, la urmă și eu servesc ceva acru, dar e sănătos. Vă rog, rețineți femeia asta. Stătea bine și cu sfințirea și cu supunerea. N-a vorbit ea direct cu meseriașii, veniți și faceți mansardă, că la bărbat nu i-a venit ideea. Spune Scriptura aici, versetul 9, i-a zis bărbatului ei, și-a motivat puternic propunerea, și spune în versetul 10, să facem o odaie că mică sus cu ziduri. Și bărbatul a ascultat-o, ținut cont de dorința ei, legitim să fie așa. Știți ce s-a întâmplat? Elisei și cu Ghihazi au vrut să se revanșeze. Ce să facem pentru femeia asta? Cheamă-o, versetul 15. A chemat-o și zice versetul 13, trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpeteniei oștirii. Ce putem face pentru tine? Și acum ascultați ce se poate spune de o femeie sfântă. Ea a zis, eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Ce am citit în 1 Petru? Un duc blând? Și liniștit. Eu mai întreb uneori pe cei ce mi se căsătorească dacă n-au pe rol procese penale sau civile. Dar vă rog să observați, o femeie sfântă n-are nici măcar ceartă cu vecinii sau cu rudenile. Și eu locuiesc liniștit. Cu sfinții nu te poți certa. Mai cum? Că ei te lasă să iei tot, că împărăția lor nu e aici. Iisus. Dar ce îmi place urmează de aici. Împletirea sfințirii, adică a calităților sfinte, cu supunerea. Știți,
Dumnezeu i-a dăruit un copil, copilul s-a îmbolnăvit, soțul trimite la ea și ascultat supunerea pe rol. În versetul 22 a chemat pe bărbatul ei și a zis, trimite-mi, te rog, un slujitor și o măgăriță, vreau să mă duc în grabă la omul lui Dumnezeu. Ce caracter puternic! Să-ți moară singurul copil? Dimineața a ascultat o predică pe drum că un bărbat a trecut pe lângă poliție în intersecție, pe roșu, peste toate. L-a oprit poliția, a forțat, unde te duci? Îmi moare singurul copil! E la spital în urgență. Femeia asta cu copilul nu pe moarte, mort! Și spus către bărbat, tu ești cu muncitorii la lucru, stai acolo că eu știu cum se rezolvă problema. Și s-a dus la omul lui Dumnezeu și copilul a înviat în ziua aceea. Pe sfinții ascultă Dumnezeu. Cei neprihăniți văd fața lui. Soră, să-ți dea Dumnezeu harul să ai mare trecere înaintea lui Dumnezeu. Asta dorim surorilor noastre, să fie sfinte. Un sfânt este un cetățean al cerului, este un om, o femeie a lui Dumnezeu. Și abia după ce se instaurează sfințenia putem vorbi cu adevărat de o supunere corectă, care merge, spune Scriptura aici în Efeseni capitolul 5, fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, că dacă nu-L cunoști pe Domnul și nu putem vorbi de supunere, mai cu seamă în societatea noastră. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile. Asta nu înseamnă inferioritate, ci organizare, o rânduire. Adică în familie, toate dorințele femeii, Dumnezeu a spus de la început, Genesa 3, trebuie să ajungă pe biroul bărbatului. Și apoi el, înțelepciune, în consfătuire cu forul ierarhic superior, îi dă înapoi răspuns soției, dragă, astea se aprobă, astea rămân în așteptare, iar celelalte nu merită să le luăm în calcul. Să fie supus în toate lucrurile? Da. Ce familiile care aveți copii, n-ați vrea să vă fie supuși toți copiii? De unde se învețe copiii supunere, dacă nu de la mama, nu? De unde se învețe organizare? Soțul trebuie să ține cont de dorințele soției, iar soția să știe că Dumnezeu a lăsat o rânduire în familie, pentru că este haos ceea ce este acum. Petru dă ca exemplu de supunere pe Sara. Vă amintiți episoadele din Cartea Genesa? A vorbit Dumnezeu cu Sara să plece din Ur, din Haldeea, să plece în Canaan? A vorbit numai cu Avram. Întrebare, cât credeți că i-a luat timp lui Avram să o lămurească pe Sara să meargă cu el? Avem doar un episod în Genesa când Iacov și-a lămurit, nu una, două, așa au fost atunci, neveste să meargă cu el din Mesopotamia în Canaan. Și l-au ascultat. Frumos. Soților, obișnuiți să ascultați de soții dumneavoastră. Știți? Unde le-e greu la soții să asculte și dacă m-a întrebat odată la o părtășie de asta cu familiile, a venit un bilet, era vremea de întrebări și răspunsuri și vine de la surori un bilet, frate, dar să fii supusă bărbatului în toate lucrurile așa cu un ecou din ăsta. Și am zis, începeți cu două, când vă cer să fiți soții să fiți și când vă cer să tăceți din gură, faceți-o. Restul de aici încolo tare se simplifică lucrurile. Dar dacă astea două nu le aveți, celelalte fără astea nu fac decât ceva zecimale. E foarte important să înțelegem o rânduire a care Dumnezeu a lăsat-o. Și n-aș vrea să vă prind așa la colț, dar aș vrea și să vă dau un indiciu ca să vă verificați supunerea. Zice în 1 Corinteni 11:10, de aceea, din pricina îngerilor, femeia trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Surorilor, puteți crede că una e supus în toate lucrurile și crede că bărbatul e pus să stăpânească peste ea, numai semnul nu și l-a pus? Ei, mie nu vine a crede.
Că ție îți place ce firmă ai și nu vrei să pui sigla. Că ție îți place meseria care o practici, dar nu vrei să o spui la nimeni, ți-e rușine. Să nu se vadă. Da. Femeile care consideră bărbatul stăpân au și eticheta. Acoperirea capului la femei este un semn al supunerii, adică al stăpânirii, cum scrie aici. Să nu fie greu să-l porți, ca să se simtă și el șef, dar și la el acasă, nu numai în adunare. Că stăpânirea nu ține numai de slujba de la adunare, ține de viața de familie. Și ăsta e un semn. A, unii iau doar versetele anterioare, că numai la rugăciune, vă rog, rețineți, Apostolul Pavel dezbate aici mai multe aspecte. Nu doar îmbrăcămintea la rugăciune. Dezbate și lungimea părului și mai multe lucruri legate de structura vieții de familie, nu insistăm. Până aici am vrut să vă spun, mă opresc, dar nu înainte de a vă recapitula aceste adevăruri. Familia în Biserica lui Hristos. Și dea bunul Dumnezeu să fim în Biserica lui atunci când vine după ea. Bărbaților, de nu ne însuram, poate mai ușor făceam rămâneam membri în biserică, că slujeam fără piedici. Căsătoria, oarecum angajându-ne într-un nou legământ, a putut să ne complice mântuirea. Și acum, ca și familist, nu te poți mântui decât în condiții de familist. Raportul tău cu soția ta va determina apartenența la Biserica lui Hristos. Și v-am spus cele două S. Sacrificiu în plan spiritual și material și lupta pentru a fi solidar, pentru a fi un singur trup, unitatea în viața de familie. Iar la surori, v-am spus cele două în ordinea bine stabilită de Scripturi, să vă dea bunul Dumnezeu harul să fiți sfinte. Și după aceea să fiți supuse. Să întreb bărbații dacă votează pentru amândouă. Nu votează pentru fiecare părânt cu două mâini. Că și Dumnezeu apreciază astfel de valori și Petru, familistul, le-a împletit pe amândouă. Supunere și sfințire. Și închei cu ultimul verset din textul nostru care spune Efeseni capitolul 5. Încolo! Adică eu nu știu ce ați făcut până aici, dar vă spun ce să faceți de aici încolo. Fiecare din voi să-și iubească nevasta, așa cum am vorbit, și nevasta să-și intre și ea în îndatoririle ei. Dumnezeu să vă ajute! Amin. Stimați părinți, iertați-mi îndrăzneala asta. Dacă ați fost așa cum am predicat eu la copiii dumneavoastră până aici, Dumnezeu să vă ajute și mai departe să fiți. Dar dacă n-ați fost, reciclați-vă acum cu ocazia căsătoriei copiilor dumneavoastră. Și noi toți, indiferent de cum am fost până aici, să fim cum trebuie de aici înainte. Că Domnul nostru, care e Domnul Bisericii, are un mare har pentru noi. Îi place să uite ce-a fost și să ia în calcul ce facem de aici înainte. Că astăzi încă e zi de har. Fie zi de har pentru toate familiile din Biserica lui Hristos. Amin.